La doar 17 ani s-a ales cu 3 capete de acuzare. Vorbim de un șofer de ocazie care a condus pe străzile din Mediaș, deși nu avea permis și se afla sub influența băuturilor alcoolice. De asemenea, mașina pe care o conducea avea numerele expirate. Tânărul despre care vorbim a pierdut controlul volanului, izbindu-se într-un gard de pe strada Iuliu Maniu. Imediat după accident a fugit de la fața locului, dar a revenit după o jumătate de oră. Locatarii au sunat la 112, iar polițiștii au venit să cerceteze cazul. Tânărul de 17 ani a recunoscut că a consumat băuturi alcoolice, 200 de grame de vodcă și 2 beri. Acum se va alege cu dosar penal. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicat de acesta fiind de 0,63 mg per litru alcool pur în aerul expirat. Față de conducătorul auto, urmează să facă cercetări pentru săvârșirea infracțiunilor de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul nematriculat, conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană fără a poseda permis de conducere și având în sânge o imbibație alcoolică peste limita legală, precum și pentru săvârșirea infracțiunii de părăsirea locului accidentului fără înconvințarea organelor de poliție.